Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Bucătăria m-a stigmatizat, nu i-am căutat bucătăria, se pare că ea m-a găsit pe mine, când din cauza unui accident nefericit am tras o oală de ciorbă pe mine. Am supraviețuit cu drag, sunt ok, dar să zic că de atunci simt gustul mâncării. Zici că sunteți frate și soră. N-am mai auzit asta. Semănați foarte mult, aveți aceeași culoare de ochi. Mulțumim. Așa l-am găsit. Așa v-ați găsit culoarea ochilor, ochi, era în Cluj, Napoca, un club unde doar după culoarea ochilor intra. Când ajută bunul Dumnezeu, bunuțul Dumnezeu drăguțu, ne căsătorim anul viitor. Pot să spun, însă dacă vrem de cuantificare, pot să spun că acum știu ce iubirea. Eu sunt consilier imobiliar, momentan. Activez în domeniul acesta de 9 ani. Deși mă trag din zonele Moldovei, astăzi am să fac un preparat oltenesc, și anume o limbă de vită cu praz și măsline. În perioada liceului am lucrat ca și ospătar în anumite restaurante. Ulterior am ajuns și am lucrat și în Italia. Când am ajuns acolo, dădeam de mâncare la iepuri. Ulterior am intrat în bucătărie pentru spălat de vase, curățat de legume. Sper să mai am timp să mai fierb încă 6 minute vita împreună cu acest sos și cu măslinele. Da, îmi doresc ca într-o zi să deschid un restaurant al meu unde eu să gătesc o chestie drăguță, așa mi-o imaginez, de familie, cochetă, unde să vină prietenii. Nu văd deschis în franciză sau dezvoltată foarte mare, ci să fie așa un job de suflet. Domnul Sorin Bontea, l-am auzit cântând de multe ori în platou și în timpul emisiunii noastre, are dânsul o melodie frumoasă. Îi apreciez pe toți șefii, potrivă, dar mă regăsesc oarecum în caracterul domnului Bontea. Ofo! Ce dor, ce chin, ce jale, pe la poarta dumii sale. Sper să nu fie ce dor, ce chin, ce jale după ce ajung la șef. Îmi doresc foarte tare să trec de etapa asta și nu numai. Limbă de vită, sper bună, la șef la cuțite. Domnilor șefi, de-abia aștept să vă cunosc. Poftă bună! Hai să dea Dumnezeu să avem ceva bun de mâncare, voi, frate, că... Băi, cuțitul de aur, vreau să văd cum vă bateți. Am crezut că am scăpat de emoții, dar se pare că acum vine. Deci, ce avem noi aici? Deci o mâncărică, ceva cu gust. Ce tare! Mâncărică, hai, mâncărică. Cu gust. Ia uite, ce am zis, mă? Care oltenească. Nu, e... Dar nu e de acolo, limbă dar cu măsline. E limbă cu măsline. Minunat. Bă, dacă n-am dat asta pe jos de 7 nu ori. Nu e aia. Mamă. Băi, nu e aia. Nu e aia de la Bărboși? Nu e aia. Că aia nu era tăiat așa. Da, nu era tăiat așa. Dar... Ia. Ar putea fi. Cum e, mă? Tu știi ce mi-am dorit eu de mult? Să mă mai dus mai mănânc o dată acolo. Ce-ai, mă? Vai, cum e? De-aia gustăm un carașau. E, unde? Băi, vrei să spun ceva? A? Nu, e fertă, mă mâlei. Am ce niște de-astea frumoase acasă? Nu v-ați speriat, mă? Nu. L-ai speriat da. Dacă ai luat amuleta? Ba da, eu m-am speriat. Nu ți-ai frică de clown? E, nu, nevastru. Serios? Da. Aș putea să-i fac un filmuleț. Am vrut să speri nevasta? Da. Bă, așteaptă concurentul. Lasă-mă că ne-a dat limbă cu măsline, e bine. Ce faci, iubita mea? Bă, dacă te-ai energie. Da! Te pup, pa! Doamne, speriem copiii să fiu al lui. Fii atent, dincolo de uși este o vlogăriță. Ah. Care are vlog culinar tradițional. Bine sau? E nepoatul lui Didina de la Șepârlic. Da? Asta nu e oltenească. Bravo. Nici nu s-a seamă. De ce, mă, că măzdina e oltenească, ești nebun? Și eu gătesc pui cu smântână moldovenesc. Sunt oltenca. Doar măzdinele calamata cresc foaie de dafin. Așa e cel mai nasol când se întâmplă. Mama mia, nu vine să crezi. Băi, asta este mâncare făcută de cineva de etnie romă, după da. Ceapă. Roma? După ceapă, da, e de etnie așa, romă. Că doar că e tocăniță mult așa? E doar ceapă și e ceapa în picioare, adică nu e topită, știi? Dictam am o chiborii, chiborii la chiborii.
Cred că am vrut să facă limbă cu măsline, de fapt. Da, și a ieșit o cană de ceapă cu limbă. Cred că este emoționat. Nu știu ce face în cămăruța aia, care și momente când îl apucă claustrofobia și nu știu ce face. Hai deodată. Hai mă să vedem cine intră. Ia fie. Bună seara, domnule șef. Bună seara. Sunt onorat să vă cunosc. Mă numesc Paul. Serios, ca emoții. De origine mă trag din Moldova, însă locuiesc la Cluj și sunt clujan. Și mi-am jurat să nu fac asta și uite că nu. Cu ce te ocupi, Paul? Sunt consilier imobiliar la o agenție de top. Dacă ar fi să mergi mai departe, din ce echipă ți-ai dorit să faci parte? Dacă ar fi să merg mai departe, aș vrea să fac parte din echipa domnului Bontea. Ce frumos a schimbat-o! Bă, ce frumos! Din echipa domnului Bontea? A schimbat-o frumos el, s-a uitat la tine și... Mă simt mai apropiat de caracterul dânsului, dar vă respect pe toți. Câți ani aveți în cerul 36. 36? De aceeași vârstă suntem. Cine e Sorine, tu? Cânti la vreun instrument? Nu. Din păcate, noastră este un rău. Vezi, nu se merg cu Bontea. Nu, dar cântă... Bontea cântă la tobe. La fel de bine. V-am ascultat pe dumneavoastră și pe urmă am ascultat-o de foarte mult. Care? Ce dor, ce chin, ce jac. Păi ia cântați-o împreună. Dar Florin o cântă bine. Curaj, o cântați nu, împreună. Eu nu prea știu cuvintele. Hai să o cântăm, uite, o cântăm toți. Hai. Foaie verde, foaie lată, la ciorpa, la crucea înaltă, el trebuie să iasă. La Marița sprâncenată, păi bate-o Dumnezeu s-o bate. Vin imediat. Ce dor, ce chin, ce jale. Pe la poarta dumițale. Hai mă, vină un coș. Ce dor, ce chin, ce jale. La poarta dumitale. Ce frumos a fost, mulțumesc. A fost, da, senzație. Mulțumim, Gina. Felicitări. Să mai vii. Și acum să trecem la preparat, bănesc. N-aveam cum să stau. M-am eliberat. Dacă ai abonament la Antena Play, ai ingredientul perfect pentru o zi perfectă. Fii gata să vezi emisiunile tale preferate în ediții integrale, oriunde și oricând pe Antena Play.